place să vadă locuri noi, cât mai diferite de România, să-și îmbogățească experiența, astfel că în fiecare an Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului Matinal, pleacă într-o vacanță tropicală în afara Europei. Dacă anul trecut a fost în Bali, de această dată a ales Thailanda. Și a trăit fericirea în cel mai pur sens al cuvântului. O explozie de culoare, sălbăticie, liniște și relaxare, asta a însemnat pentru mine Thailanda. Un loc de vis, cu plaje cu nisip alb și apă turcoaz, plante luxuriante și oameni senini, zâmbitori și primitori. Ei te ajută fără nicio ezitare și zâmbesc fără vreun motiv. Cred că sunt multe lucruri pe care ar trebui să le învățăm de la acei oameni care în aparență sunt de o simplitate dezarmantă. Eu am învățat că nu ai nevoie de mult ca să fii fericit, mai ales acolo, în acele locuri superbe, virgulă a povestit Iuliana la întoarcere. A stat 11 zile, la mijlocul acestei luni, și a văzut insulele Phuket, Koh Chao Yai și Phi-Phi. Cea mai frumoasă experiență a trăit-o în Phuket, la sanctuarul elefanților. Mi-am îndeplinit încă o dorință. O jumătate de zi am stat în preajma elefanților, i-am hrănit, le-am făcut masaj și ne-am îmboiat împreună într-un iaz. Ei s-au distrat, iar noi, turiștii, am plecat cu o super experiență. Îmi e foarte milă de ei, căci au fost ființe chinuite, biciuite cândva de oameni. Elefanții sunt minunați, sunt blânzi, firavi, în ciuda dimensiunilor impresionante, virgulă, povestește prezentatoarea de la Antena 1. O altă experiență alături de necuvântătoare a trăit-o pe plaja maimuțelor din insula Phi-Phi. Năzdrăvanele maimuțe sunt extrem de agile și inteligente, iar într-un moment de neatenție riști să rămâi cu buzunarele goale. Acolo, chiar ele fac legea. Hainele mi-au fost luate la control, însă am scăpat nevătămată când au văzut că nu am la mine nimic de interes. Cu aceeași plăcere ne povestește despre mâncarea deosebită de pe acele meleaguri. În fiecare zi încerca ceva nou, tăieței de orez cu creveți, tom și tofu prăjit cu diverse sosuri aromate, fructe de mare, legume înțeose de stribi, iar fructele, o bogăție. Oriunde găseai guava, papaya, nucă de cocos verde, fructul dragonului sau garambola, pe care nu prea ai ocazia să le guști la noi. Pun zilele de vacanță au trecut pe nesimțite, iar Iuliana a explorat tot ce se putea, s-a relaxat, a savurat și s-a încărcat cu tot ce-i a oferit acele locuri. Uneori, prinși în agitația de zi cu zi, în rutina care ne acaparează, în drumurile noastre dintre casă și serviciu, nu conștientizăm cât de frumoasă este viața, uităm să mulțumim, suntem mereu încrâncenați că nu avem destul. Thailanda mi-a dat o lecție importantă, să fiu recunoscătoare și să fac rai din ce am, virgulă, a mai spus Iuliana Pepene.